Analizând la rece lucrurile, este o demisie tardivă în acest moment a lui Joe Biden. Nu pentru Statele Unite, dar pentru Partidul Democrat, pentru rezultatul lor la alegerile prezidențiale, e târziu. Uh-huh. Și asta fiindcă imediat după confruntarea cu Donald Trump s-a cerut în multe părți demisia lui Joe Biden în funcția de candidat. Inclusiv președintele Barack Obama, care este foarte popular, a fost și a rămas foarte popular în Statele Unite. După dezbaterea cu Donald Trump, a spus, domne, nu e de demisie, că a avut o zi proastă, dar mi s-a întâmplat și mie, dar nu e cazul. Acum și-a schimbat punctul de vedere. Iar ce spun republicanii cumva are sens. Deci dacă declinul cognitiv este cauza pentru care te retragi în funcția de candidat la președinție, cum îndeplinești funcția cea mai importantă pe planetă, este cea mai importantă, aceea de președinte al Statelor Unite, și nu e vorba aici doar de Statele Unite. E vorba de întreaga lume liberă care este adunată în jurul Statelor Unite. Deci hai, pentru lumea liberă, ora exactă se dă la Washington, după cum știm cu toți. Deci, în momentul acesta, cum faci cu Joe Biden? Chestiunea este cumva surprinzătoare, fiindcă 3 ani și jumătate de mandat, Joe Biden a avut o președinție în regulă, în condiții foarte dificile. A avut pandemie, a avut criză economică, războiul din Ucraina, criza energetică în Europa, Statele Unite n-au cunoscut criza energetică, deci nu au fost decizii, bun, retragerea în degringolată din Afganistan, dar totuși a pus capăt războiului, deci nu a avut probleme care să fi pus în pericol Statele Unite sau lumea liberă. Dar în acest moment, retragerea pe baza declinului cognitiv ridică o mare problemă. Ăsta este adevărul. În plus, cinstit vorbind, pentru cei care cunosc bine dedesubturile politice americane, doamna Kamala Harris, vicepreședintele SUA, nu este un adversar pe măsura lui Donald Trump. Adică Donald Trump probabil se va duce mult în sondaje peste domnia sa.